și astăzi o să vă adresez câteva întrebări. Bună, Maria! Știu că ești campioană mondială la gimnastică. Felicitări! Mulțumesc! Știu că ai avut parte de multe accidentări. În acel moment în care te-ai lovit, să spun, grav, nu știu, ți-a trecut prin cap să, că mai bine ai fi putut face altceva? Adică, nu știu, să te duci la magazin, să vinzi pere, mere sau ceva de genul ca să nu te lovești așa de grav? Nu. Mi-am asumat de când am început sportul de performanță și asta înseamnă sport de performanță. Noi acum ne pregătim de campionatul european pentru că este un an individual și există termen de calificare la acest campionat european, unde va fi la Basel. Acolo mă lupt pentru locul rămas și sper din suflet să-l obțin. Chiar dacă ai adus multe medalii României, odată ai fost judecată sau ai primit multe mesaje foarte negative. Negative, da, că ți-ai pus ceva în buze, ți-ai făcut gene, adică ai făcut anumite schimbări și ziceau că nu-ți stă bine. Eu cred că ești foarte frumoasă, personal. Mulțumesc. Da, am fost criticată pentru acest lucru, dar pe mine nu mă deranjează, pentru că asta încerc să le explic oamenilor, că nu mă atac când primesc mesaje de genul ăsta, pentru că sunt alegerile mele. Și cred că fiecare face schimbări, mai mult sau mai puțin, pe gustul lor. Deci trebuie să-ți placă de tine și când te uiți în oglindă. Bine că nu ți-ai pus puțin în poponață, că ar fi... Nu, slavă Domnului, mama natură m-a înzestrat cu acest lucru. E ok. Ești foarte frumoasă așa, e o alegere minunată, numai că știi că există o limită. Da, clar. Adică, de asta zic că nu voiam să te supăr dacă zic că nu e bine să spui în poponață. Numai că, da, asta încerc să-ți explic că uneori chestiile astea nu aduc bine. Nu sunt genul de persoană care să exagereze sub nicio formă în niciun lucru. Dar, în același timp, dacă există aceste lucruri, îmbunătățirile astea pe care poți să ți le faci și dacă tu crezi că ți se potrivesc, de ce nu? Foarte inspirațional. Așa că, da, uitați că are dreptate. Mulțumesc. Nu e bine să judecați omul după aparențe. Da. Și după ce are în interior. Dacă tu câștigi o medalie, zic că mama e superbă, e super că a reușit, dar dacă nu câștigi, primești din astea negative. Păreri negative. Păreri, da, așa negative, se întâmplă. Da. Ăștia suntem noi. Nu mă încurcă cu absolut nimic că mi-am pus puțin acid în buze și am niște extensii. Mai ce rușine mie. Păi, nu mă știu sigur. A fost atât de mult. Îmi plăcea foarte tare de el. Am descoperit că și lui îi plăcea foarte tare de mine. Și s-a întâmplat pupicul acela. Primul pupic. Nu, așa făceam și eu când eram mai mică, la tine, iac, nu știu ce. Ne auzim noi peste 10 ani, Maria. Nu o să-mi placă niciodată de-mi placă. Tati vine cu pușca. Ah, ok. Deci tati te-a învățat toată lecția asta. Da. Dar, apropo de chestia asta, tu acum ai un prieten? Da, am un iubit. Ai planuri de căsătorie cu el și să... Vreți un copil sau... Probabil da. Mai vorbim și noi ca oamenii normali, dar întâi încercăm să ne punem la punct cariera și ulterior, bineînțeles, o să, dacă o să fim împreună și o să ne meargă totul bine și o să ne înțelegem foarte bine, cu siguranță o să fie și pasul ăsta. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai venit la acest interviu. Și eu îți mulțumesc. Sper că ți-a plăcut. Mulțumesc pentru invitație, Maria.